Bine ați revenit la al patrulea episod din Viteza Luminii. Am văzut în episodul al treilea că singura explicație posibilă pentru rezultatele contradictorii ale experimentelor legate de viteza luminii a fost cea găsită de Einstein, și anume că viteza luminii, spre deosebire de viteza unui corp în mecanică, nu depinde de sistemul de referință. Este aceeași în toate sistemele de referință inerțiale. Vorbim despre viteza luminii în vid. De fapt, au fost înaintea lui fizicieni care au găsit relații matematice care puteau explica rezultatele experimentelor, cum ar fi Lorentz sau Poincaré, dar care n-au înțeles sensul fizic al acestor relații. N-au îndrăznit să treacă pragul așa zisei normalități, pragul bunului simț. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu literatura științifică, precizez că în știință bunul simț nu este legat de morală, ci se referă la modul obișnuit, așa zis normal, de a interpreta lucrurile, de interpretarea lor așa cum ne arată simțurile. Dar marile descoperiri din știință au venit de multe ori atunci când cineva a îndrăznit să iasă din tiparele acestui bun simț. De pildă, bunul simț ne spune că soarele se rotește în jurul pământului și le-au trebuit oamenilor mii și mii de ani ca să înțeleagă că nu este așa. La fel, bunul simț ne spune că pământul este plat. Unii nu pot ieși din acest bun simț nici acum, când avem nenumărate fotografii ale pământului din spațiul cosmic de la tot felul de distanțe. Geniul lui Einstein nu s-a manifestat în exprimarea matematică a teoriei relativității, ci în înțelegerea sensului fizic al fenomenelor legate de lumină. Imediat ce a înțeles că viteza luminii în vid este aceeași în toate sistemele de referință inerțiale, totul a devenit clar. Toate relațiile matematice care existau deja și-au găsit explicația. Ba mai mult, ideea a dus la predicții care au fost rând pe rând verificate prin observații și experimente. Dar așa cum am spus în episodul precedent, ideea stranie că viteza luminii în vid nu depinde de cum se mișcă sistemul de referință în care o măsurăm, are consecințe la fel de stranii. De fapt, după cum veți vedea, prețul acceptării acestei idei este foarte mare. Trebuie să renunțăm la concepțiile pe care bunul simț ni le dau despre spațiu și timp. Să vedem. Să presupunem că în cabina unei nave cosmice se găsește o cutie care are jos și sus câte o oglindă, așa cum vedeți în desen. Cutia are înălțimea H, iar nava se deplasează față de noi spre dreapta cu viteza V. O rază de lumină se propagă în cutie, reflectându-se pe rând pe cele două oglinzi, așa cum veți vedea imediat. În sistemul de referință al navei, raza de lumină are de parcurs de la o oglindă la cealaltă distanța H, așa cum puteți vedea în această animație. Am adăugat și sunetul unui ceas ca să fie mai ușor de urmărit ce se întâmplă. Deci, așa văd cei din navă că se reflectă lumina pe cele două oglinzi. Acesta este ritmul, evident, mult, mult încetinit, în care lumina se propagă de la o oglindă la alta în sistemul de referință al navei. Dar în sistemul nostru de referință, cei care observăm din exterior cum se mișcă nava, lumina are de parcurs o distanță mai mare ca să ajungă de la o oglindă la cealaltă, așa cum vedeți în acest desen. Deoarece, în timp ce se propagă de la o oglindă la cealaltă, oglinda spre care se propagă se deplasează spre dreapta odată cu nava. În desen puteți vedea trei poziții succesive ale cutiei pentru trei momente în care lumina se reflectă pe oglinzi. Deci, în loc să parcurgă distanța H ca să ajungă de la o oglindă la alta, așa cum face în navă,
Lumina trebuie să parcurgă distanța AB în sistemul nostru de referință, pe care am notat-o în desen cu D mic. Dar atenție! Cu aceeași viteză, pentru că viteza luminii este aceeași în toate sistemele de referință inerțiale. Deci este aceeași în sistemul nostru de referință ca în sistemul de referință al navei. Și atunci, pentru că distanța de mic este mai mare decât H, deci lumina are de parcurs o distanță mai mare de la o oglindă la cealaltă în sistemul nostru de referință decât în cel al navei, dar cu aceeași viteză, ea are nevoie de un timp mai lung ca să ajungă de la o oglindă la alta, iar ritmul în care se reflectă lumina pe cele două oglinzi este pentru noi, cei care ne uităm din exterior ce se întâmplă, cel pe care îl vedeți în această animație. Dar s-ar putea să spuneți, și ce-i cu asta? Așa se vede lumina din sistemul nostru de referință, dar asta nu înseamnă că timpul curge în alt ritm în sistemul nostru de referință decât în sistemul de referință al navei. Dacă vă gândiți așa, este pentru că ați uitat că mai există un postulat. Și celălalt postulat spune că legile fizicii sunt aceleași în toate sistemele de referință inerțiale. Să ne gândim la un fenomen care are loc pe navă. De pildă, un cosmonaut își încălzește apă folosind un aparat electric pentru a-și face ceai. Și să presupunem că în timpul necesar aparatului să încălzească apa, lumina din cutie se reflectă de, să zicem, 1 miliard de ori. Pentru ca legile fizicii să fie aceleași în sistemul nostru de referință, trebuie ca și noi să numărăm tot 1 miliard de reflexii ale luminii în cutie în timpul de încălzire a apei. Dacă pentru noi fenomenul de încălzire s-ar petrece în timp ce lumina face un număr diferit de reflexii, ar însemna că lucrurile se petrec altfel în sistemul nostru de referință decât în cel al navei. Ar însemna că legile fizicii sunt altfel în sistemul nostru de referință decât în navă. Concluzia este următoarea. Orice fenomen are loc în navă, care se desfășoară în timpul în care lumina suferă un anumit număr de reflexii, trebuie să se desfășoare și pentru noi, cei din exterior, în timpul în care lumina face tot atâtea reflexii. Dar, deoarece timpul dintre două reflexii consecutive este mai lung în sistemul nostru de referință, înseamnă că durata fenomenului este mai mare măsurată din sistemul nostru de referință decât din navă. Înseamnă că timpul curge diferit în sistemul nostru de referință decât în navă. Orice fenomen din navă se desfășoară mai încet pentru noi decât pentru cei din navă. Dacă am putea vedea ce se întâmplă pe navă, ar fi de parcă am vedea un film cu încetinitorul. Dar acest lucru nu explică așa numitul paradox al gemenilor, pentru că mișcarea este relativă. Și asta înseamnă că în sistemul de referință al navei, noi suntem în mișcare și ei sunt în repaus. Așa că fenomenele din sistemul nostru de referință au o durată mai mare pentru ei decât pentru noi. Dar paradoxul gemenilor îl voi explica în alt material, din alt playlist, pentru că unele lucruri nu pot fi explicate în câteva cuvinte. În al cincilea și ultimul episod din miniseria Viteza Luminii, voi vorbi despre alte consecințe, la fel de interesante, ale postulatelor lui Einstein. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!